O salut, suntem în 2 noiembrie, destul de frig afară, sunt vreo 6 grade. Pe noi ne-a cam prins târziu cu pregătirile, dar până am venit în Anglia, până alta. Anul ăsta am zis să aplic altă strategie, mi-am făcut niște cutii din astea 2 în 1, ceva de genul ăsta, mai am câteva aici care trebuie să-i transvazez. Unii deja i-am pus. Am prins o fereastră. Hai să vedem cam cum arată. În medie am avut cam pe 5 rame, dar i-am strâns ca lumea pe 4-3 rame. Și ca să pot să-i pun 2 în 1. Haideți să vedem cum stau. Păturică, știat așa, pus sac de rafie, cam așa arată. Hai să vedem cam cum e ghemul. Bine, ghem că nu prea e ghem acum, dar ăsta e pe 3 rame, ăsta e pe 4 rame. În mare parte am vrut să pun regină, cam am majoritatea reginilor sunt de anul trecut și de anul ăsta și am vrut să pun una tânără, una de anul trecut. Strategia e să vedem cum pleacă în primăvară. Dacă nu merge una din ele, sau se depopulează, sau nu știu ce, ăsta deja e pe 5 rame, nu l-am mai pus, cam așa arată pe 5 rame. Dar m-am gândit, nu arată, e albină până la diafragmă, dar m-am gândit să încerc așa, nu știu. Parcă când văd 4 rame într-un stup de ăsta de 10, 4-5 rame, nu știu. Stau să-i înfofolesc, să-i ridic cu 100 de capace, să... Hai să încerc și așa, să vedem. Noi suntem încă în probe, mai avem de învățat mult. Să ia așa cu 3 rame. Asta e pe 4. Ca și cum ar fi un super stup pe 7 rame. Frumos ar fi fost să fie o singură familie, dar puteam să faci treaba asta să le unesc, da? Ne trebuie număr de la anumite chestii, ne trebuie să avem și număr. Da, fac așa. Am mai și unii din ei care nu mi-au plăcut mie chiar deloc. Asta e pe 4. Zic, are ceva albine. Asta e pe 4. Ghem frumos. La primăvară cred că o să...